Bună, bine ați venit sau ați revenit pe acest canal de YouTube. Astăzi am un haul din mai multe magazine. Sunt bucuroasă că mă întâlnesc din nou cu voi pe această cale. Am făcut primele cumpărături de Crăciun și am zis să împărtășesc și cu voi, să vă arăt și vouă ce am luat eu. Poate vă inspir, poate aveți și voi nevoie de anumite lucruri de sezon sau poate sunteți în căutarea de cadouri de Crăciun. Și am fost în trei magazine și anume în Primark, în Jumbo și în Auchan. De asemenea, deci am fost în Primark-ul din Afi, în Auchan-ul din Afi și din Drumul Taberei și în Jumbo. Și am filmat câteva cadre cu în magazinul Auchan din Drumul Taberei, unde erau foarte multe decorațiuni de Crăciun, ornamente, și am zis să vă arăt și vouă așa în mare ce este pe acolo. O să încep cu magazinul Primark. Din magazinul Primark am luat trei produse și sunt produse mai mult de sezon, așa de iarnă. Și anume încep așa cu o căciuliță sau cu o beretă, cum vreți să-i spuneți. Și aceasta este din lână, așa scrie. Are o culoare așa bej. În felul acesta arată. Cred că este foarte călduroasă, de asta am luat-o pentru sezonul rece, pentru iarnă. Și aceasta a costat 34 de lei. Deci, dacă vă interesează așa o bască sau, cum să-i zic, beretă, deci puteți să găsiți în Primark și la prețul foarte bun, este și din lână, deci la prețul de 34 de lei. Mai departe, ce am mai luat? Am mai luat tot din Primark și această banderolă, tot pentru sezonul rece. Aceasta nu mai știu exact cât a costat, cred că 14 lei. Și era în mai multe culori. O găseați. Și aceasta este bună când pentru sezonul rece, când este frig. Mai departe, ce am mai luat? Am mai luat un fular. Care mie mi-a plăcut deoarece era în culori vii. Deci arată în felul acesta. Nu este din lână, este dintr-un material poliester sau ceva de genul, însă este moale așa la atingere. Ia uitați ce mare este, este atât de lat și lung. Așa este dat în două. Deci cam așa arată. Deci puteți să-l puneți așa peste o haină, eventual să-l țineți și în casă dacă vă este frig. Fiecare îl folosește cum dorește. Deci puteți să-l puneți și peste un pardesiu sau v-am zis peste o haină. Sau puteți să-l țineți așa în casă dacă vă este frig, să stați la gura șemineului și să vă beți cafeluța sau ceaiul. Deci mie mi-a plăcut deoarece erau culorile astea așa drăguțe, crăciunistice, cu roșu, cu albastru. Și cred că este și călduros. A, și acesta a costat, are și niște ciucurei aici.
și a costat 40 de lei. Mai departe, să vă arăt acum ce am luat din Jumbo. Din Jumbo am luat 3 produse. Și anume am luat așa o decorațiune pentru brad, care arată în felul acesta. Este o floare de pus în brad. Este albă și cu alt gingtiu. Mie mi s-a părut drăguță și la ce preț a avut, deci a fost doar 5 lei. Puteți să o folosiți și să faceți o decorațiune pentru Crăciun, puteți să o puneți și în brad. Aveau foarte multe flori din acestea, plecând de la 4 lei până la 20 de lei, diverse modele. Și deci aceasta a costat 5 lei. Ce am mai luat? Am mai luat o decorațiune de Crăciun și anume așa un îngeraș care este din lemn. Și aici are în față o catifea roșie și o steluță aici aurie. Și acesta mi s-a părut foarte drăguț așa. Puteți să-l folosiți să faceți tot așa decorațiune de Crăciun. Și acesta a costat doar 5 lei. Și ce mai am? Mai am un prosopel din acesta de bucătărie care este cu Moș Crăciun. Imediat îl desfac să vă arăt modelul. Deci așa arată. Este Moș Crăciun cu lângă șemineu, lângă brad, pe fotoliu, cu lista de cumpărături, cu lista de dorințe, de fapt, și cu jucăriile pe lângă el. Mi s-a părut drăguț așa. Deci este pentru bucătărie un prosopel și acesta a costat 7,99 lei. O să inserez mai departe imaginile care v-am zis, le-am filmat în Auchan cu decorațiunile și ornamentele de Crăciun. Și după aceea o să vă arăt ce am luat și de acolo.
să vă arăt ce am luat și din Oșan. Am luat așa o păturică care este în culorile Crăciunului. Deci puteți să o faceți cadou sau puteți să o luați pentru voi. Este pufoasă, așa, finuță la atingere și aici este și cu puțină blăniță sau, mă rog, ce e asta, dublură. Deci este, cred, destul de călduroasă și are dimensiunea 130 cu 170 de centimetri. Deci în felul acesta arată, mai avea pe, deci tot genul ăsta și cu verde mai mult, parcă și cu roșu mai puțin. Și mie mi-a plăcut deoarece erau culorile astea de Crăciun acum, care se potrivesc, deci poate să fie făcută și cadou, dacă vă interesează. Este și ambalat așa frumos cu o fundiță aici roșie. Și aceasta a costat 48 de lei. Și mai departe, ce am mai luat? Am mai luat așa un ornament pentru brad, care mi s-a părut haios. Este un moș Crăciun care este foarte elegant, așa, are o hăinuță argintie și este și cu, are și un brăduț aici în spate și două globuri și mie mi s-a părut așa haios. Este gen glob, adică de pus în brad. Mai avea, mi se pare, și pe roșu, dar ăsta mi s-a părut așa mai interesant cu argintiu. Și acesta a costat, mi se pare, 9 lei 90, parcă ceva de genul. Și al treilea produs pe care l-am luat, am luat așa un prosop care era la reducere și acesta a costat 12 lei. Are o culoare așa drăguță roz, la via roz. Și are 50 cu 100 de centimetri. Ei aveau foarte multe prosoape din acestea și mai mici și mai mari și din acelea cu 70 ori 140. Erau ori la reducere, ori din acestea de sezon, în culori grena, albastru, maro. Erau un sortiment foarte bogat și l-am luat și eu pe acesta. Deci parcă v-am zis cât a costat, 12 lei. Și acestea au fost produsele pe care eu le-am cumpărat de această dată. V-am zis, am vrut ca să vi le arăt și vouă, poate vă inspir, poate vă interesează și știți de unde să le luați dacă aveți nevoie. Videoclipul de astăzi se termină aici, eu vă mulțumesc dacă v-ați uitat până în acest moment și vă doresc în continuare o zi minunată.